nouă ediție a simpozionului dedicat academicianului Constantin Ciopraga. După cum bine știți, la Pașcani sunt două evenimente culturale care au continuitate. Este vorba de zilele Mihai Sadoveanu, simpozionul dedicat marelui scriitor născut la Pașcani, Mihai Sadoveanu. Simpozion care este organizat începând din 1961, an care coincide și cu prima ediție, după cum bine spuneam, dar în același an, Casa Municipală de Cultură Mihai Sadoveanu a primit denumirea Marelui Scriitor. Din 2015, la Pașcani, s-a organizat și simpozionul dedicat lui Constantin Ciopraga. O să vă întrebați de ce am început să discut prima dată de simpozionul dedicat lui Mihai Sadoveanu. Pentru că pe parcursul vieții, academicianul, profesorul universitar, criticul literar, eseistul Constantin Ciopraga, născut la Pașcani, după cum bine știți, s-a implicat în organizarea acestor zile, a acestui simpozion dedicat lui Sadoveanu. Zeci de ani la rând, până la decesul lui, a participat, dar a și organizat și prin prisma faptului că era un profesor de învățământ universitar, a reușit ca la Pașcani să aducă oameni la acest simpozion, oameni de aventură, oameni de cultură, care ne-au vorbit despre Sadoveanu. Era firesc, zic eu, ca să încercăm să-l omagiem și pe Constantin Ciopraga. Și iată că timp de 7 ani consecutiv am reușit să organizăm un simpozion dedicat acestuia. Iar astăzi avem alături de noi, cred eu că pentru prima dată, profesor de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Nu am mai adus colegi de la Universitatea Cuza, am încercat să extindem aria, am încercat să facem colaborări și cu alte universități, pentru că, în final, Constantin Ciopraga este un nume în cultura română. Omagiul poate fi adus și de profesori de la Suceava, și de la Cluj, și de la Timișoara. După cum spuneam, mă bucur că anul acesta am început o colaborare cu Universitatea Ștefan cel Mare. Am reușit să aducem profesori universitari, am reușit să aducem un fost doctorant al academicianului Constantin Ciopraga. Și zic eu că am ales o temă generoasă. Anul acesta este vorba de Constantin Ciopraga, o conștiință în istorie. Și dacă am ajuns la acest punct, cred că ar trebui să mai marchez un fapt, un eveniment, nu cred că ar trebui spus, un lucru care academicianul și-a dorit, pentru care a pledat și care este posibil ca la ora actuală să prindă viață. În perioada anilor 1996-1997, domnul academician Constantin Ciopraga a pledat pentru ideea unui muzeu municipal. De ce? Pentru că Pașcani nu avea un muzeu, avea un fond muzeistic la Clubul Copilor, nu știu numai, instituția care înainte de 89 se numea Casa Pionierilor. Aceste baze pentru muzeu au fost puse chiar în această instituție. Casa de Cultură la simpozionul Mihai Sadoveanu. Poate că anul acesta, anul viitor, unul din visele domnului profesor se va împlini. În sensul că muzeul va avea și spațiu și va avea și o colecție muzeală bine pusă la punct. Ne bucurăm că anul acesta avem alături de noi, din nou, ca la fiecare ediție, pe fica profesorului Constantin Ciopraga, pe domnișoara Magda Ciopraga, cadru universitar și dumneaei.
Anul acesta avem ca invitați, după cum spuneam, de la Ștefan cel Mare, de la Universitatea Ștefan cel Mare. Este vorba de domnul profesor universitar dr. Mircea Adiaconu, vorba de doamnișoara din nou, conferențiar universitar Daniela Petroșel, dar și de lector universitar dr. Gina Puică. Încă, zic eu, o premieră, un pășcănean prin adopție va modera această ediție. Este vorba de doamna profesor universitar dr. Claudia Costin. Mai multe despre tema simpozionului, despre invitați, am să o rog pe doamna profesor Claudia Costin. Mulțumim, doamna director, mulțumim și pentru invitație. Dați-mi voie să salut și eu cu toată căldura prezența domnișoarei profesor universitar dr. Magda Ciobraga. Este onoare faptul că astăzi am făcut cunoștință cu dumna ei. Alături de mine se află colegii mei și vă salut pe toți, doamnelor și domnilor profesori, dragi elevi. Da, sunt pășcăneancă, aici m-am format profesional, în deceniu am predat la școli din Pașcan, la grupul școlar Mihai Busuioc și apoi la colegiul Miron Costin din Pașcan, unde am avut o colegă, pe domnișoara profesoară Tatiana Radu și dumna ei studentă a lui Constantin Ciopraga. Mă bucur că astăzi ne revedem și pentru că, iată, într-o zi însorită din luna lui Florat, îl omagiem pe Constantin Ciopraga, cel care s-a născut la data de 12 mai 1916, iată, ar fi împlinit 106 ani, dar oricum sunt convinsă spiritul lui Constantin Ciopraga este unul tutelar, ne guvernează, ne îndrumă. Nu este nimic întâmplător. Suntem la 7-a ediție a simpozionului Constantin Ciopraga și iată, alături de mine se află dragii mei colegi de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Dragii mei, noi știm cu toții, Pașcan este un loc situat la jumătatea distanței între Iași și Suceava, între cele două foste capitale ale Moldovei. E vorba de, iată, trei spații, Pașcani, Iași și Suceava, care au avut un rol important în destinul lui Constantin Ciopraga. Pentru că el s-a născut aici la Pașcan, a urmat cursurile primare și gimnaziale la Pașcan, știm pașii apoi l-au îndrumat către liceul Nicu Gane din Fălticeni, s-a format și s-a desăvârșit profesional în Dulcele Târg al Ieșilor, fiind student, apoi peste câțiva ani profesor din 1949, profesor la Facultatea de Litere și Filosofie din cadrul Universității Alexandrian Cuza din Iași. Și probabil vă întrebați ce legătură a avut Constantin Ciopraga cu Suceava. Legătura este următoarea. Constantin Ciopraga a fost pentru Suceava un fel de spiritus rector, un mentor, pentru că a fost primul rector al Institutului Pedagogic din Suceava, institut devenit peste câteva decenii Universitatea Ștefan cel Mare. Da, rectorul de atunci, Constantin Ciopraga, avea să augmenteze valențele didactice, universitare, de la Institutul Pedagogic din Suceava. Este o personalitate complexă a științelor umaniste, a culturii noastre. Autor a numeroase volume de critică literară. Constantin Ciopraga a cochetat și cu beletristica,
prin volumul de versuri pe care l-a scris, Ecran interior, prin romanul Nisipul, care a apărut la editura Carta Românească în anul 1989, prin memoriile pe care le-a scris. A fost profund legat de locurile în care a trăit și s-a desăvârșit ca om, ca intelectual, și el însuși mărturisea în caietele privitorului tăcut, citez: mă simt adânc împlântat în tonicul humus spiritual românesc. Sunt în rezonanță afectivă continuă cu o Moldovă de profunzime. Și toată viața a fost în această extraordinară rezonanță pe care a transmis-o și de dincolo. Spuneam că este o personalitate complexă. Aș îndrăzni să folosesc un termen pe care îl întâlnim în studiile sale de critică literară, o personalitate columnară, pentru care scrisul, într-adevăr, a fost o voluptate, o expansiune, a fost un mod de existență, cel mai frumos mod de existență și cred că și de rezistență în perioada predecembristă. A surprins semnificațiile dominante ale literaturii române, acele constante, permanente, ale scriitorilor noștri, ale unora dintre scriitori, Hortensia Papadat-Bengescu, Mihail Sadoveanu, dar și, și alții, fiind preocupat, iată, de a releva prin tot ceea ce a scris elementele care durează, elementele care depășesc timpul obiectiv. Tema simpozionului de astăzi este una generoasă, așa cum a precizat și doamna director Calistru. Constantin Ciopraga, o conștiință în istorie. Subordonate acestei teme sunt intervențiile, prelegerile colegilor mei și vă rog să-mi permiteți pentru început să-i dau cuvântul doamnei conferențiar universitar dr. Daniela Petroșel, care este și prodecan al Facultății de Litere și Științe ale Comunicării de la Universitatea Sucevană. Dumnea ei ne va vorbi despre Constantin Ciopraga, nostalgia privirii critice. Mulțumesc. Bună ziua tuturor! Vă salut și eu, mă bucur să mă aflu astăzi aici. Și înainte de a vă prezenta lucrurile la care m-am gândit, ascultându-mă pe doamna profesoară, mă gândeam că pentru mine Ciopraga înseamnă o mare absență, dar și o prezență vie. O mare absență pentru că în perioada când îmi făceam doctoratul la Iași sub îndrumarea doamnei profesoare Sorohan, se auzea numele lui Ciopraga, se știa că a trecut pe acolo, că a fost pe acolo. Era o absență semnificativă, dacă vreți. În același timp este și o prezență vie. E o prezență vie pentru că la intrarea în decanatul de la Universitatea din Suceava, la Facultatea de Litere, sunt portretele rectorilor. Și primul rector este Ciopraga, deci de fiecare dată când vin la birou, dau cu ochii de această reprezentare vie, iată, a unui critic literar. Revenind la lucrarea, într-un fel, pe care am pregătit-o pentru astăzi, am ținut vreme de vreo 5 ani, cred că, o rubrică în Convorbiri Literare de critica criticii, unde inventariam studii critice. Și mi s-a părut foarte important să văd cum se poziționează un critic la autorul, la cartea despre care scrie. Ce tip de raporturi stabilește? Că sunt adesea raporturi de putere, adică opera, scriitorul respectiv nici nu contează. Contează luciditatea tăieturii critice, contează verdictul critic și foarte adesea, să spunem, frumusețea și profunzimea textului literar este sacrificată, sau sunt sacrificate, tocmai pentru a valida criteriul văzut de critic. Altădată, raporturile sunt de tatonare. Un pas din partea criticului, un pas din partea operei și nu e un câștigător.
se construiește un dialog fertil între perspectiva criticului și perspectiva operei și adesea ambii, să spunem, ies câștigători. Interesante sunt și, le-am numit eu așa foarte ad hoc, niște raporturi de seducție. Adică personalitatea criticului este anulată și în prim plan apare opera, apare textul, apare acea dimensiune a literaturii care nu ține cont întotdeauna de perspectiva foarte structurată, foarte rigidă a criticului. Din acest punct de vedere mi-am propus să lecturez, să relecturez două volume. E vorba de studiul de Sadoveanu, Mihail Sadoveanu, Fascinația tiparelor originare, și celălalt studiu fundamental cu care am lucrat când eram student, mărturisesc, cu ceva vreme în urmă, Personalitatea literaturii române, dar în egală măsură m-a interesat și perspectiva criticului Constantin Ciopraga asupra lui Eminescu. Și mi-am pus întrebarea aceasta. Ce tip de lectură critică cultivă Constantin Ciopraga? Cum se raportează la operele, la mari autori despre care scrie? Și atunci am găsit eu această chestiune, că privirea critică a lui Constantin Ciopraga este alimentată de nostalgie. E o nostalgie, zic eu, într-un amestec cu melancolia, e o nostalgie, să spunem, fundamentată pe întoarcerea spre un trecut mitizat și arhaic, cu ritmuri ieșite din presiunea unui timp istoric. De ce am plasat această raportare sub semnul nostalgiei? Pentru că mi s-a părut, mai ales în volumul de Sadoveanu, că există o discretă tristețe ce alimentează discursul critic. Referințele livrești și argumentarea teoretică se topesc adesea în magma recreării unei atmosfere. La fel, trăirea într-un prezent al verdictului critic e iluzorie, căci timpul real este cel spre care autor și critic privesc înapoi cu nostalgie. E un trecut mai viu decât prezentul, un trecut ce, culmea, își pierde desuietudinea căci îl salvează eternitatea inerentă. Ciopraga definește nostalgia într-un fel unic, și o să vedeți de ce este unic, în prefața studiului introductiv la volumul de poezie eminesciene din 1974. Spune așa: să considerăm nostalgia drept o dorință de revenire la ceva care a fost, nostos egal întoarcere, dar și ca stare proiectivă, dor orientat către un nescioc vii, nu știu ce. Iată că nostalgia, așa cum o înțelege Ciopraga, presupune o dublă poziționare, nu doar spre un trecut pierdut, spre o stare de grație a cărei recuperare se încearcă, mai mult poate și mai provocator, o trimitere spre un viitor nedefinit, spre care prezentul tânjește în permanență. Și unind astfel o stare trecută cu una posibilă, nostalgia poziționează eu-ul, fie el scriitoricel sau cel al criticului, pe axa unui dor neostoit, ca să fim și eminescieni. Aceeași idee a nostalgiei o găsim și la începutul studiului critic despre Eminescu. Spune despre poetul național: nostalgia luminii însoțește dramatic întreaga opera Demiurgului. Aș vedea un dialog aici între nostalgie și dramatism. Un dramatism, dacă vreți, care definește adesea conștiința și trăirea tragică din textele eminesciene. Aș zice că, într-adevăr, studiul pe Sadoveanu scoate cel mai bine în evidență acest profil unic al criticului Constantin Ciopraga. Pentru că e o perspectivă din interior și din adâncuri. Nu degeaba valorizează atât de mult această categorie, să spunem, a abisalității. Înainte de a, să spunem, convinge cititorul prin argumente logice, criticul se inserează în ritmurile autorului și în ritmurile textului. Și de fapt asta încearcă, o racordare la sensibilitatea autorului, o racordare la sensibilitatea textului. Spune despre Sadoveanu și mă întreb dacă nu cumva îl putem chiar, să spunem, sintetiza la această chestiune. A simți se confundă la el cu a înțelege. E, cred eu, un motto foarte bun pentru particularitățile discursului critic, așa cum înțelege Ciopraga să-l aplice. Același tip de demers al, să spunem, recuperării unei stări de grație este folosit și în cazul lui Eminescu, căci actul critic al lui Ciopraga reface cercurile ce duc spre o armonie a începuturilor, iar centrul originar este spațiul familial și familiar al copilăriei. Astfel, prin nostalgie, se recuperează o stare de grație și o reîntoarcere la melodica șoptire a spațiului arhaic de la Ipotești. Un spațiu nici când abandonat, dar iată, camuflat adesea în numeroase și neașteptate forme. Cum îl definește în paginile de început și pe Sadoveanu, iată, redus astfel. Trei cercuri concentrice la Sadoveanu.
începând cu spațiul de la Pașcani și extinzându-se până la echivalența cu țara. Modelează o fizionomie unică. Trăind concentric în ele, Sadoveanu aparține simultan tuturor. Din nou aceeași lectură integratoare, coagulantă, dar pornind, iată, dintr-un punct, să spunem, central. E, de fapt, un tip de abordare, să spunem, tributară lecturilor mitico-arhetipale, mai ales, să spunem, în maniera în care Bachelard dezvoltă ideea de poetica spațiului, dar voi reveni. De ce spunem aceste lucruri? Pentru că apare o idee în personalitatea literaturii române și spune Ciopraga, fiecare creator poartă acea memorie a cuibului, acel spațiu în care fiecare a avut revelația primelor miracole. Iată, uniți astfel și Sadoveanu și Eminescu de această idee a primului miracol, a conștientizării, dacă vreți, fascinației și complexității lumii, dar poate suprapus și, să spunem, specificul actului critic cultivat de Constantin Ciopraga. În volumul critic despre Sadoveanu, locuri și oameni, timp și atmosferă se așează molcom în discursul critic. Fraza criticului e amplă, senină, fără cabrări de orgoliu critic. Este un critic ce nu mizează pe forța demonstrației și nici nu vrea să convingă neapărat de adevărul tezelor sale. Dimpotrivă, lasă lumea despre care scrie să vină spre el și mai ales să curgă lin spre cititor. Lipsesc stridențele, iar referințele librești, ce demonstrează vasta cultura a criticului, poate cel mai bine pus în evidență de capitolul introductiv din Personalitatea literaturii române. Spuneam că referințele livrești stau sub semnul firescului discret al demonstrației. Impresia e de lentoare a frazei, căci cuvintele curg lin, nezorite, devin parte a unei lecturi critice a liniștii și armoniei literaturii. Literatura, așa cum o practică Sadoveanu și cum o interpretează Ciopraga, nu e chemată să tulbure, ci dimpotrivă, să dizolve neliniștea noastră în liniștea și certitudinile ei, să anuleze un individual zbuciumat într-o categorie a generalului. Evenimentele numeroase, cum e cazul unui autor prolific, precum Sadoveanu, și arhitectura epică, se estompează într-un tablou critic al dispozițiilor sufletești și a stărilor neclare. Cum plastic, spune undeva Constantin Ciopraga, suflete prinse în ceață și brume. Ce formulare frumoasă! E suficient să revedem titlurile capitolelor și subcapitolelor din studiul despre Sadoveanu, ca să avem în minte această idee a lecturii, dacă vreți, integratoare, fundamentate pe panorama energiilor latente și a miturilor cufundate în memoria umanității, vibrația trăirilor difuzie și a vocilor ce poartă doruri dinspre trecut spre viitor. De exemplu, exilul interior, tristețea micii provincii, ecouri abisale, viața nenumărată, realitate și fantezie. Aceeași idee a unor lecturi profunde, interiorizate, cum spune la un moment dat mai ironic, scafandriste, da? În ideea aceasta a cufundării în interioritatea textului. Evident că autorii despre care scrie construiesc tot atâtea modalități de a ne revela natura noastră interioară. Astfel, în studiul despre Eminescu spune: sentimentele, întrebările, răspunsurile confirmă sub masca individualului atitudini larg umane. Rezonanțele lirice sunt profund românești. Nimeni nu ne-a revelat până astăzi nouă înșine mai strălucit ca Eminescu. Iată că se constituie astfel o hartă complexă și dinamică a relațiilor dintre cititor și poet, iar lectura devine prilej de a experimenta plenitudinea afectivă. E un demers în care mitul personal, așa cum îl teoretizează Charles Mouron, da, adept al psihocriticii, spune: mit legat de gândirea actuală și conștientă a autorului și de trecutul său uitat, deci iată acest amestec de prezent și de trecut de care nu suntem conștienți, acest mit personal în cele din urmă nu este doar al autorului despre care se scrie, ci și al criticului. Căci din trecutul său uitat se nasc stări și locuri, iar o descriere a Pașcanilor, de pildă, depășește simplu dimensiune descriptivismul legat de Sadoveanu, să zicem. Mărturisesc că am fost puțin malițioasă și am vrut să văd dacă
Cum se racordează criticul Constantin Ciopraga la mișcările poetice postbelice? Cum îl interpretează pe Nichita Stănescu, pe Marin Sorescu, pe Ana Blandiană? Aceeași limpezime a frazei și aceeași capacitate de a te racorda la trăirile de adâncime. Nu neapărat o înregistrare a experimentelor. Era un critic, din ce am văzut eu, mai ales în volum Personalitatea literaturii române, care nu agrea literatura experimentală absurdul. Dar inclusiv la acești poeți moderni reușește să depășească dimensiunea discursivă inovatoare și să vadă aceste, să spunem, stări latente și dilemele din care se alimentează discursul liric. Ce definește în viziunea lui Ciopraga literatura română? Apropo de personalitatea distinctă a literaturii române, sunt multe ingrediente. Mie mi s-a părut foarte interesant modul în care unicizează tratarea naturii în spațiul românesc, căci dincolo de fantastic, de arhaic, de tragic, de amestecul de solar și nocturn, foarte interesant este modul în care interpretează, să spunem, de pe coordonate foarte românești tema naturii în literatura română. Și spune că înainte de Eminescu, literatura era preponderent decorativă și fragmentară. Odată cu Eminescu, natura devine sinteză, că oscilăm între munte și templu și că în cele din urmă specificul românesc ține de modul în care ne integrăm în natură și ne armonizăm în cele din urmă ritmurile. Evident și că, să spunem, literatura cu tema naturii din spațiul românesc are o dezvoltată, spunem, vocație cromatică, e foarte plastică. O posibilă concluzie la gândurile mele ar fi cea prin care Ciopraga ne propune să-l înțelegem pe Eminescu și spune așa: un creator devine mare pe măsură ce devine simplu. Un critic devine mare pe măsură ce devine inutil și invizibil și lasă opera să vorbească prin despre ea însăși. Când ființa criticului s-a pierdut în chiar substanța textului, într-o altfel de descriere borgesiană de Pierre Menard, autora lui Don Quixote, abia atunci critica sa devine în plenitudinea termenului totală. Mulțumesc! Mulțumim, doamna conferențiar dr. Daniela Petroșel. Sper că prin cele prezentate, doamna Petroșel a fost provocatoare. Nu mă îndoiesc asta atunci când este vorba de noi, cei maturi, da, filologi, care am citit cărțile lui Constantin Ciopraga. Mă refer în primul rând la adolescenți prezenți astăzi la acest simpozion, viitorii studenți, și poate că unii dintre voi veți fi și studenți la Facultatea de Litere. Pentru mulți dintre scriitorii pe care îi studiați, se recomandă a citi paginile lui Constantin Ciopraga, stilul acela dulce, curgător, în linie călinesciană, vă va ajuta să înțelegeți mai bine, să decodați mesajul unor texte fundamentale din literatura română. Iată personalitatea literaturii române, acest studiu despre care a vorbit colega mea, a apărut în două ediții, prima în 1973, dacă mi-amintesc bine, cea de-a doua revăzută și adăugită în 1997, și acest studiu al lui Constantin Ciopraga a avut o largă circulație, pentru că este cunoscut nu doar în spațiul cultural românesc, ci și în afara României, pentru că întâlnim carta tradusă în franceză și în engleză. Și dacă îmi permiteți, în timp ce colega mea vorbea, mă gândeam că da, criticii atunci când scriu despre critică sunt inegali. Nu știu dacă este firesc sau nu, însă eu sunt un pic intrigată de faptul că cel puțin după 1990 puține cărți
au fost consacrate criticului Constantin Ciopraga. Întâlnim așa câteva pagini, un pic lapidar, scrise în istoria literaturii române a lui Dumitru Micu, de la literatura populară la postmodernism. Colegul meu, Mircea Diaconu, a realizat un volum, a coordonat un volum intitulat Constantin Ciopraga, 85 de ani, dosarul unei existențe, care a apărut la editura Universității din Suceava în 2001, deci când Constantin Ciopraga a împlinit 85 de ani, și în rest așa, în câteva dintre revistele noastre literare, am mai citit câteva pagini despre Constantin Ciopraga. Dragii mei, poate că e vremea să dăm cezarului ce este al cezarului, cum se spune, adică să îi oferim criticului, omului de cultură Constantin Ciopraga, locul pe care îl are în cultura noastră. De aceea, eu aș vedea acest simpozion la următoarele ediții ceva mai amplu, da, cu mai multe lucrări prezentate, care apoi să poată fi adunate într-un volum, care, iată, s-ar putea foarte bine tipări la editura Universității din Suceava. Putem extinde, da? Colegi de-ai noștri de la alte universități din țară care nu pot participa fizic, pot participa online. Cred că merită mai multă anvergură. Iertați-mi, vă rog, această digresiune. Acum îmi face plăcere să o invit pe colega Gina Puică, doamna lector dr. Gina Puică. Dumnezeu ne va prezenta o altă față a scriiturii lui Constantin Ciopraga, pentru că ne va vorbi despre romanul Nisipul. Nisipul, livresc și trăire. Regina? Stimată doamnă director, dragi colegi, doamnelor și domnilor, sunt și eu foarte încântată să mă aflu aici. Trec prin Gara Pașcan de multe ori, dar niciodată nu am avut onoarea de a mă opri și de a vizita sau de a face ceva în acest oraș. Deci este o premieră și sunt extrem de încântată. Mulțumesc foarte mult doamnei Claudia Costin, care a avut ideea de a mă invita să fac o scurtă intervenție în cadrul manifestării de azi. Și îi mulțumesc în primul rând pentru că mi-a permis să fac cunoștință cu acest roman al lui Constantin Ciopraga, de altfel singurul său roman, Nisipul, despre care voi spune câteva cuvinte. Evident, Constantin Ciopraga nu este primul critic și istoric literar român care a criticat cu scriitura de ficțiune, cu scriitura romanescă mai precis. Avem numeroși alți critici și istorici literari care au făcut-o cu rezultate remarcabile. Evident, ne gândim la Gecălinescu, ne gândim la Garabeti Brăileanu și la Eugen Lovinescu sau la contemporanul nostru Bogdan Crețu. Constantin Ciopraga a publicat așadar Nisipul, cum a precizat-o și doamna profesoară Claudia Costin, în 1989, anul de grație 1989, un roman redactat între anii 1982-1983. A durat, conform notației chiar de la finalul volumului, cam un an redactarea acestui volum. Deci, dacă situăm în biografia autorului aceste date, constatăm că l-a scris la începutul ultimei etape a vieții sale, în preajma vârstei de 70 de ani. Conștiința istorică, ca să reluăm tema întâlnirii noastre de astăzi, a lui Constantin Ciopraga, era deci bine constituită la sfârșitul secolului al XX-lea, din lunga experiență de viață. Viață trăită și viață citită deopotrivă. Vă voi împărtăși așadar câteva observații despre acest amplu text, amplu de 365 de pagini, destul de dense,
practicând eu acum o lectură mai degrabă intuitivă, adică fără a mă gândi concomitent la criticul și istoricul literar Constantin Ciopraga, deși exercițiul ar fi ca atare unul extrem de interesant și, într-un fel, nu m-am putut să mă abțin să nu fac niște paralele ascultând-o pe Daniela Petroșel anterior. Abținându-mă totuși de a analiza romanul Nisipul prin prisma textelor de critică literară ale lui Constantin Ciopraga, îl am în minte și pe Paul Miclău, și el nu doar profesor, critic literar, ci și poet, prozator, și care într-un voiaj de la Suceava spre Cernăuți cu un grup de universitari mărturisea că atunci când scrie texte poetice sau de proză poetică, încearcă să scrie naiv, să nu se folosească de cunoștințele sale de savant în ale literaturii. Desigur, nu este cazul lui Constantin Ciopraga, care în Nisipul îmi pare că exploatează dimpotrivă întreaga-i cultură literară, dar în egală măsură sau chiar cu asupra de măsură experiența de viață. Romanul e structurat în trei părți, care curg relativ unitar, constituite din amintirile, gândurile, remarcile personajului narator, un medic psihiatru, prizonier în timpul războiului într-o fortăreață de pe o insulă imaginară, Miravento. Întors în solitudinea fortăreței spre trecutul său, găsim aici abisalitatea de care s-a vorbit, și câteva persoane care i-au marcat viața, l-au marcat pe viață. Două tinere surori, fascinante fiecare în felul său, niște unchi ai acestora și diverse alte personaje care gravitează în jurul lor și compun o lume. Fluxul amintirilor configurează structura romanului, pe care grosolan am putea o rezuma astfel: așteptarea războiului, prima parte, și prizonieratul personajului narator din timpul războiului, partea a doua și a treia. Prin această realitate a războiului, ca așteptare, să înceapă războiul, dar și să se termine războiul, deci această așteptare și această realitate efectivă a războiului, lectura mi-a revelat un roman care m-a făcut să mă gândesc chiar la actualitatea noastră de astăzi. Pentru noi, cititorii de azi, martori ai evenimentelor din Ucraina vecină, care ne temem de un război, care poate suntem cumva în așteptarea unui război. Prin dimensiuni și suflu, Nisipul este un roman, aș zice, vintage, relativ îndepărtat de formulele de compoziție romanescă practicate astăzi în literele românești, cu referințe vechi, dar prin ceea ce menționam anterior, el dobândește, citit în zilele noastre, în contextul nostru, o stranie actualitate. Să și citez. Cu câtă obstinație repeta unchiul acel n-o să fie război. Vorbe cu care voia să se amăgească întâi pe sine. Și ce ironic sunau ele acum, după ani de război. Să fi voit unchiul să oprească oare timpul în loc? Adevărat, unchiule, l-a întrebat cu privire rugătoare Rafaela. Crezi, zău, că n-o să fie război? Citat încheiat. Și mai un alt citat. Lăsând cafeaua să se răcească, unchiul demonstra, cu argumente pe care le mai auzisem, că situația din 1914 nu se putea repeta. Imposibil. Țineți minte ce vă spun eu. În fotoliul de lângă mine, Haritopol, închis în el însuși, cu capul vărât între umeri, nu asculta. Câtva timp, nena Haritopol bătu tactul cu degetele pe rezemătoarea din dreapta fotoliului, apoi se adânci în prima pagina a Universului cu știri alarmante despre Occident și Europa Centrală. Citat încheiat. Prin așteptarea războiului, prin reflecția rafinată asupra acestei realități extreme, prin spiritul istoriei care se degajează din el, Nisipul m-a trimis cu gândul, între altele, la romanul publicat de francezul Julien Gracq în 1951, Le Rivage de Sirte, Țărmul Sirtelor, despre care autorul său scria că ar lăsa să se exprime maestatea leneșă a primului tunet îndepărtat. La fel și romanul lui Constantin Ciopraga curge greu, e o pastă groasă, ce miroase a haine și încăperi vechi, dar în care n-ar fi rău să intri. Desigur, se pot face trimiteri și paralele cu multe alte texte românești sau străine. A da un sens timpului lung din captivitate, suspendat,
Al umple cu temporalități paralele recreate de memorie e sarcina naratorului, dar și a autorului, desigur. Este și visul unora dintre ceilalți prizonieri din fortăreață, precum Penișoară, care afirmă, citez, din lumea de la Miravento eu am să scot poate o carte două în care, neținând seama de mode și gusturi, să încerc a vedea dincolo de cuvinte, în suflete. Viața să curgă din ele, cum curge rășina din trunchiul brazilor. Avem în nisipul pagini splendide despre precaritatea vieții și prea plinul vieții, despre misterele sufletești, sintagma e chiar din roman, misterele sufletești, pe care Ciopraga le analizează fin, grație personajului narator care, psihiatru, e obligat prin profesie să desfacă firul trăirilor celor analizați în patru pagini splendide despre moarte în contextul extrem al războiului. Citez din începutul părții a treia. După un bombardament de aviație deasupra unui mare oraș, o femeie a fost sfârtecată în ușa unei biserici. Lângă ea, într-un coș de nuiele, stăteau neatinse două găini. La 100 de metri mai sus, pe aceeași stradă, dintr-un soldat de pază la poștă, n-au rămas decât oase carbonizate. Ar fi fost de ajuns să se retragă numai un metru pe scări, dar n-a făcut pasul. De la etajul unei case din centru, un copil a coborât, ducând în mână lucrul la care ținea cel mai mult. O colivie cu doi cănărași verzi. Copilul cu pantalonași scurți, albaștri, zăcea pe trotuar cu ochii deschiși, fără suflu. Cănărașii neliniștiți, zbătându-se între gratii, schimbau între ei triluri repezi, implorări, semnale disperate. Se succedau zilnic momente de scenariu tragic. Iarăși citatul încheiat. Sunt descrise cu lux de amănunte ritualuri existențiale, decoruri interioare și exterioare vechi și bogate, un întreg univers patriarhal, intelectualizat și intelectualizant, populat cu universitari, artiști, medici, ofițeri. Un univers exotic și imaginar de asemenea prin descrierea insulei Miravento. Se nasc adesea microistorii cu tâlc, cultură, pline de farmec, uneori nu lipsite de umor. Menționam anterior caracterul vintage al acestui roman, prin universul de obiecte și personaje creat. Să vă mai dezvălui câteva fraze. Îmi aminti de o carte de basme decolorată, cu coperte deteriorate, dintr-un dulap cu vechituri al bunicii. Câte lucruri desperecheate în acel dulap, capete de sfoară, mosoare, bolduri, pernuțe minuscule, roșii, în care erau înfipte ace de toate mărimile, niște cărți de joc foarte uzate, tot felul de chei, naftalină, flaconașe cu medicamente, mărgele demodate, resturi de dantelă, o carte mică de rugăciuni, 1000 de fleacuri uitate cu mirosul felurite, care, combinate cu aroma de vechime a odăilor, mi s-au imprimat în memorie. Cartea de basme, mirosind a bătrânețe, conținea, pe lângă alte istorii, întâmplarea cu un boier căruia Dumnezeu îi dăduse învoire să se întoarcă din iad înapoi pe pământ. Citat încheiat. Am putea, desigur, reflecta și asupra nisipului și autorul ne oferă chei de lectură. Trimite, desigur, la insula Miravento cu plajele sale, dar, mult mai important, simbolic, trimite la fragilitatea, efemeritatea vieții. Mă simțeam dominat, oprimat, redus la soarta firelor de nisip, spune personajul narator la un moment dat. Mai departe, un fir de nisip, reflecta Armășescu, e cel mai neînsemnat lucru, un nimic, însă miliarde de fire de nisip fac această plajă enormă. Eu accept să fiu un oarecare, anonim, ca un număr, un unu, dar sute de milioane de alți unu fac o lume. Aceasta a fost lectura mea intuitivă și o lectură de persoana care a descoperit un text, un text necunoscut anterior. Ce mă bucur! Mulțumim, Gina, pentru intervenția ta. Dar, vă asigur că dintre noi, cei care ne aflăm în fața dumneavoastră, persoana cea mai indicată să vorbească despre Constantin Ciopraga este colegul meu, domnul profesor universitar, dr. Mircea A. Iaconu, care ne va prezenta un portret în eficie. Stimați participanți, domnul profesor, stimată
doamna Magda Ciopraga, dragi elevi, știu că sunteți plictisiți, că e firesc într-un fel, după 20-30 de minute mai ascultă nimeni, voi încerca să fiu provocator. Și voi spune, parafrazând vorbele celebre et in arcadia ego, adică și eu am fost în arcadia, că și eu l-am cunoscut pe profesorul Ciopraga. Și înainte de a-l cunoaște pe el, de fapt, i-am cunoscut doi discipoli, pe profesorul Mihail Iordache și pe profesoara Cornelia Mânicuță. Își dăduseră doctoratul cu profesorul Ciopraga la distanță de timp unul de celălalt, erau total diferiți de profesorul Ciopraga. Pentru mine, când l-am cunoscut pe profesorul Ciopraga, acest fapt mi-a arătat cât de generos era în fond, sub masca rigidității, poate, și o să discutați și despre tema aceasta, pentru că, iată, discipolii lui erau total diferiți de profesorul Ciopraga și cu toate astea era între ei o relație de admirație, de prețuire, de stimă. O să fac niște chestiuni confesive mai întâi. O să vă povestesc cum l-am cunoscut eu pe profesor Ciopraga. O să vă vorbesc despre prima și despre ultima întâlnire. Prima întâlnire, acum mi-am dat seama, ascultând un coleg aici, că de fapt pot să exploatez puțin și simbolic această chestiune, la care aseară nu mă gândisem încă. Prima întâlnire a fost la ultimul etaj al Bibliotecii Centrale Universitare din Iași, sala de periodice, unde l-am așteptat ceva vreme ca să expun tema la care mă gândeam eu pentru cercetarea doctorală. Profesorul avea acolo o masă specială cu revistele pe care le consulta bănuiesc zilnic și a urcat cumva temător, cumva distant, când l-am văzut, îl vedeam pentru prima dată, m-am apropiat, i-am susține, sunt cineva intermediase această întâlnire. Și replica dumnealui, după ce m-a ascultat, a fost următoarea. Știi, Mata, așa mi s-a adresat tot timpul, știi, Mata, câte teze de doctorat s-au susținut la Universitatea din Iași în perioada interbelică? Băneam că sunt puține, dar, domnule profesor, sincer, nu. Zice, cred că au fost 2 sau 3 și nu numai la litere și la filozofie. Profesorul era foarte exigent. Nu voia să colaboreze cu oricine. Își lua măsuri de precauție. Era și firesc. Mi se pare absolut firesc. Era responsabil. Ultima întâlnire cred că a fost cu un an înainte să moară. Era cam în perioada asta, mai, erau zilele convorbiri literare. Era la etajul 1 al hotelului Moldova, unde e o sală de conferințe. Fuseseră niște prezentări. Profesorul mergea tot mai greu și temător. I-am dat brațul ca să coborâm treptele. Am ajuns în față la Moldova și am spus, domnule profesor, haideți să luăm un taxi și să vă conduc până acasă. Profesorul a zis, nu, să așteptăm mai bine un tramvai. Am așteptat vreo 10 minute, n-a venit niciun tramvai. De fapt, pe acolo tramvaiul în perioada nu mai circula. Dar în fine, zic, haideți totuși să luăm un taxi. Nu, haideți să mergem pe jos, zice. Și am mers pe jos până la strada Golia, numărul 10, știam strada, fusesem de câteva ori la dumnealui acasă. Prilej de a vorbi despre una și despre alta și de a mi se confesa. Mi-am dat seama acum că, de fapt, a trebuit să treacă câțiva ani, să coborâm de la nivelul de sus al exigenței la o călătorie familiară și, aș zice, aproape prietenească. Pentru că, între timp, profesorul n-a ezitat să-mi scrie prefața la o carte și am recitit-o zile trecute și am zis, uite, a spus niște lucruri chiar extraordinare, nici nu-mi dădeam seama atunci ce substanțial a fost. Profesorul n-a ezitat să participe la Iași la lansarea unei cărți de-ale mele. Eram încă doctorand, a scrisesem o carte și a fost un gest de mare generozitate până la urmă. Ce-i drept, peste ani, la 85 de ani, am publicat
un volum, o să vi-l arăt, o să și citez niște fragmente din el, despre profesorul Ciopraga. De altfel, la un moment dat, după ce publicasem acest volum, mergând să stăm de vorbă despre teză, cred că eram, totuși, discuțiile erau în legătură cu susținerea nu a unui examen, fusese niște examene, fusese și un referat, dar profesorul m-a chemat, de fapt, să-mi dăruiască niște volume, printre care celebra colecție de documente Torouțiu. Sunt 10 volume masive, publicate de un bucovinean, acum știu mai multe despre el, atunci știam doar de volumele astea, fără de care, de fapt, istorie literară nu se poate face. Acolo e corespondența lui Maiorescu, a lui Eminescu, a lui Negruțic, a Junimii, a Sămănătoriștilor. Paranteză, Torouțiu mai avea încă, cred că de două ori pe atâtea texte pentru volume, dar a venit comunismul, aproape că cu greu a trecut pe lângă experiența închisorii, a pierdut totul, iar volumele, cine știe dacă această corespondență mai are cineva grijă la editură, la Biblioteca Academiei. Ce pot să vă mai spun? Eram foarte stângaci când mă întâlneam cu profesorul Ciopraga. Nu numai din vina lui, nu numai pentru că trebuia să mă întâlnesc cu el și pentru că ținea cumva de natura mea și să o spun și elevilor, știți că stângăcia, timiditatea, toate astea se educă. Trebuie doar să vreți. Aveți un potențial enorm. Trebuie să vreți să ieșiți din timiditate, din teamă. Eram foarte stângaci pentru că profesorul inspira oricum teamă. Amintiți-vă de ce vă spuneam legătura cu prima întâlnire. La înmormântarea profesorului Ciopraga am stat lângă o doamnă profesoară de lângă Târgu Neamț sau din Târgu Neamț. Am stat de vorbă și pentru că eu sunt de lângă Târgu Neamț. Și doamna profesoară spune, păi eu am venit aici pentru că mi-am dat lucrarea de grad cu profesorul Ciopraga. Și zice, când mi-am ales tema aceasta la profesorul Ciopraga, toți colegii mei din facultate au zis, cum la profesorul Ciopraga? Dar nu ți-e teamă? De ce să nu? Te duci, sunt o mulțime de alți profesori, lucrurile pot fi mult mai simple. O să pici, o să te pice profesorul Ciopraga. Și a răspuns, da, dar măcar o să cadă pe un cal frumos. De pe un cal alb, așa a zis. Măcar o să cad de pe un cal alb. Așa încât cred că e relevant aici să înțelegem că nu trebuie să găsim soluțiile simple, comode. Doamna n-a căzut. A călărit un cal alb și a dat lucrarea până la urmă cu profesorul Ciopraga. Cum era profesorul Ciopraga? Eu cred că trebuie să punem în balanță două portrete foarte diferite, aproape incompatibile. N-am vorbit cu colegele mele despre ce vor vorbi. Îmi dau seama însă că voi spune aproape aceleași lucruri. Am identificat cam aceleași lucruri citind acum oarecum alte texte și referindu-mă oarecum la alte lucruri. Asta înseamnă că la aceste lucruri chiar există în profesorul Ciopraga din moment ce niște oameni foarte diferiți între ei de altfel le-au identificat. Profesorul Ciopraga părea rigid, rece, distant, inhiba, aproape că transmitea teamă și ca profesor, era un profesor de catedră, un profesor care își citea cursurile. Acum, cum trebuie să fie un profesor? Blaga și el își citea cursurile. Cursurile erau chiar cărțile lui. Să fie unul ca Nae Ionescu, pe care îl admiram, care era spectaculos, ca și Călinescu de altfel? Ok, putem fi ca Nae Ionescu. Dar iată, s-a descoperit târziu că Nae Ionescu își plagiase cursurile alea pe care le prezenta cu mare fervoare și spectaculos. Iar ideile acelea care i-au fermecat pe mulți s-au dovedit că sau istoria le-a invalidat. Pentru că au dus la, în fine, politicile de extremă dreaptă și n-are sens să intrăm în detaliu.
De ce făcea profesorul Ciopraga asta? M-am întrebat adesea și am o explicație acum. Și cred că e o explicație perfect legitimă. Profesorul nu voia să riște nimic. El a început să scrie, după experiența războiului, și ați dedus de aici că romanul ăsta este autobiografic și a stat împrizonerat 4 ani la ruși. Profesorul era născut în 1916, gândiți-vă că a izbucnit războiul când era în plină fervoare creatoare și terminase facultatea și ajunge prizonier 4 ani la ruși. Și el știa, în momentul în care a venit în țară și se instalase comunismul, gândiți-vă că își dă teza de doctorat în 56, în plină prigoană comunistă, sovietică de fapt, profesorul știa că orice cuvânt te poate băga în închisoare. Știa, cum o spune poporul român, că diavolul stă în detalii. El nu voia să se întâlnească cu diavolul. Și tocmai de aceea, orice cuvânt era cântărit foarte greu. Și de aceea, cred, prefera să citească niște fraze la care lucrase îndelung și, pe de altă parte, voia în felul ăsta să transmită și un stil de lucru. Voia să transmită un fel de a face critică literară, un fel de a concepe lingvistic opinii despre cărți. Fac o paranteză. În urmă cu câțiva ani, ocupându-mă de Agârbiceanu, care a revenit în viața literară prin 49, 50, 50 ceva, după ce a fost și el un an, doi interzis, cred, la un număr din anii respectivi, publicat din revista Tribuna și în altele, a colaborat și profesorul Ciopraga. Am recitit niște texte ale profesorului Ciopraga acum câțiva ani, scrise în anii 50 și ceva. Și eram foarte curios să văd cum se raporta la ideologia momentului, pentru că mulți critici de atunci s-au compromis. El n-a făcut-o. N-am identificat în aceste texte despre autori care erau recuperați, n-am identificat o frază care să fie cât de cât, măcar vag, compromițătoare. Era interesat de operă, nu era interesat să facă compromisuri, nu ceda, de fapt, sistemul. Tocmai de aia nu voia să riște și cu nimic. Fac aici o altă mică paranteză. Labiș a ajuns la Iași și a ajuns ceea ce a ajuns datorită profesorului Ciopraga, care l-a adus de la Fălticeni, de la liceul Fălticeni din Nicu Gane, la Iași. Și a urmat evoluția lui fulminantă și, sigur, teribilă în cele din urmă. Dacă profesorul Constantin Ciopraga și în cartea despre Sadoveanu și în cartea despre Eminescu a identificat mituri, l-a interesat o perspectivă arhetipală, a încercat să vadă omul în esența lui de care iese din istorie sau care se află dincolo de istorie, eu cred că și acest lucru a reprezentat o opțiune pentru a nu avea tangențe cu istoria imediată. Căuta în literatură, mare literatură, omul etern. Așadar, și metoda lui, cred că este consecința aceluiași lucru. Sigur, vom spune, a fost dedicat valorilor locale. Știu ca doctorant că mi-a dat la un moment dat să și citesc un text al lui Dima, care se numea Localismul Creator. A scris într-adevăr despre Sadoveanu, despre Hogaș, despre Otilia Cazimir, despre Topârceanu. A scris și despre Hortensia Papadabegescu, care debutase sub semnul lui Brăileanu, tot la viața românească, de fapt, dincolo de ceea ce s-a întâmplat cu ea mai târziu.
Dar lucrul ăsta nu era consecința unei cedări în fața localismului. Aceste nume ofereau substanță pentru o realitate supraindividuală și eternă a valorilor afective specifice. Sigur că știm cu toții, a spus-o Buffon, stilul e omul. Cine scrie, cine comunică, se comunică. Și asta și când facem noi critică literară. Cine, în afară de, sunt mulți care fac o critică literară de inventar, de teșghia, aș spune acum glumim puțin, sunt și profesori universitari printre asta, n-au niciun farmec, n-au haz, n-au identitate. Asta e altă poveste. Cititori de literatură sunt puțini, adevărat. Profesorul Ciopraga era un cititor adevărat de literatură. Stilul e omul, deci. Cum e omul? Cum e stilul? Păi, am recitit aseară niște fraze și o să vă citesc și dumneavoastră. E concis, e solemn, e expresiv, e calm, nu e interrogativ, nu problematizează, nu e strident, a folosit și colega mea cuvântul strident, nu e polemic, a refuzat toate lucrurile astea. A refuzat să fie pe scenă și să se lupte. A preferat să stea la oarecare distanță și să admire. Asta mi se pare esențial. Ce transmitea el cititorilor, căci criticul e un intermediar. El se bucură că are acces la niște opere esențiale și vrea să transmită și celorlalți ceea ce l-a bucurat pe el. Asta apropo de elevi. Elevii cred, am aflat târziu și eu la profesor la universitate, fiind mergând să stau de vorbă cu niște elevi de la un liceu la care fusese și eu profesor, zice, domnule, criticul scrie pentru noi, pentru elevi, ca să știm noi ce să scriem la ei. Nu! Criticul scrie ca să își transmită, să transmită ceea ce îl bucură pe el, ceea ce îl fascinează pe el într-o operă literară. Să arate și altora. Iată ce trebuie să vedeți. Dar puteți să vedeți și altceva indiscutabil. Deci, profesorul Ciopraga, criticul Ciopraga, transmitea concluziile. Nu procesul ajungerii la concluzii, nu chinul descoperirii sensului. El transmitea, finalmente, chiar sensurile. Eu nu fac asta, dar asta e altă poveste. Tocmai profesorul Ciopraga îți dădea libertate să gândești și altfel. Prin urmare, spiritul lui transmite, de fapt, armonie. Iar tipul lui de discurs este al cuiva care oficiază. Mi-amintesc că acum, mă gândeam mai devreme, cred că un film, nu știu, e un film de dragoste, nu mi-amintesc titlul, în care un tânăr dirijor e îndrăgostit de soția foarte tânără a dirijorului în vârstă, care e maestrul lui. Și discută tinerii îndrăgostiți despre soțul care calm, dirijează cu atâta forță, seninătate, dincolo de chestiile imediate, de problema amoroasă, etc. Ori tânărul e invidios, revoltat, supărat, că nu ajunge la acest calm la care soțul în vârstă, maestru, ajunsese în mod natural. Ei, noi ne chinim tinerii, profesorul oficia, asta e farmecul. Sigur că atunci când interoghezi, problematizezi, ești puțin polemic, cum sunt eu acum, și atragi publicul. Participi la o anumită comunicare directă când ești, când oficiezi. Evident, te afli pe un anumit soclu, ești puțin distant, ești rece. Toate lucrurile astea au un revers. Reversul este, e și foarte singur. Profesorul cred că era destul de singur, împotriva faptului că, sigur, erau fost studenți, fost discipoli, își asuma această singurătate. Avea oarecare noblețe această singurătate. Aseară
uitându-mă pe paginile introductive din personalitatea literaturii române, sigur, e o carte și despre personalitatea lui, un echilibru între antiteze, cum zicea la un moment dat, trimițând la un titlu al lui Eliade, citeam, mi-am notat aici pentru dumneavoastră, pentru că el spune că, dincolo de anumite trăsături, în literatura română, tragicul este estompat. Nu există un tragic real. De ce? Pentru că, iată, inclusiv în Miorița, eroul se salvează prin transcendent. Criza e rezolvată. De atât ce citim. Apropo de ce spunea colega mea la început despre nostalgie, tragicul istoriei s-a transformat la noi într-o melancolie a istoriei. Sau mai târziu, nobila simplitate, cred că asta e definitoriu pentru profesorul Ciopraga, nobila simplitate ar fi, în perspectivă etico-filozofică, un mod al puterii de a îndura, replică fără lacrimi la adversități, la disgrație și absurd. Profesorul trăia într-un timp căzut. Dacă astăzi ar trăi, ar vedea că lucrurile, din punctul ăsta de vedere, sunt cel puțin la fel de groaznice, foarte diferite fiind. Felul lui de a fi era acest mod de a îndura, era expresia acestui mod de a îndura, o replică fără lacrimi la adversități, la disgrație și la absurdul cotidian. Cu asta ar trebui să închei prezentarea mea. Totuși, nu rezist să nu vă citesc câteva lucruri, cu speranța că nu vă plictisesc. Dar dacă vreți să termin, eu termin foarte repede. Vreau să citesc întâi, aceasta e cartea pe care am publicat-o atunci, cu siguranță a fost foarte încântat, mi-a dat o dedicație pe aia, pentru mine și pentru soția mea, pe care nu cred că o cunoscuse. Am cerut pentru acest volum un text de la Marin Mincu. Marin Mincu a un critic, a murit și el între timp mult mai tânăr decât profesorul Ciopraga, care era în toate polemicile, băgat în toate scandalurile. Domnule, și a fost foarte surprins, cu siguranță, profesorul Ciopraga se cunoscuseră la Suceava, la o conferință, Coșeriu, la care participase și Coșeriu, cred că în 93, a fost foarte surprins când a văzut că acest Marin Mincu, care era permanent pornit pe scandal, scrie un text admirativ despre el și spune că a descoperit un profesorul Ciopraga, un ins, nu mai cult, ci care optează deliberat din anumite motive, pentru anumite metode, etc., etc. Dar nu asta vreau să vă spun. E aici un interviu pe care l-a luat profesorul Ciopraga. Când l-am întrebat, cum ați defini în câteva cuvinte crezul existenței dumneavoastră, pentru că eu cred așa. Prin tot ceea ce facem noi, fiecare dintre noi, chiar dacă conștientizăm sau nu, transmitem celor din jur un mesaj. Nu prin ceea ce scriem. Felul nostru de a fi se transformă într-un fel de mesaj. Ce suntem noi? Sigur că suntem lucruri foarte diferite pentru cei din jurul nostru și foarte diferite de ceea ce credem noi că suntem. Asta e o altă poveste. Și profesorul răspunde. Deci, crezul existenței lui. Și zice așa, să nu trăiesc numai pentru mine. Să fiu un homo humanus. Structura e cea pe care ne-o lăsară părinții din părinți, dar ea poate fi modelată. Nota de clasicitate a cuiva e și cucerită, dobândită prin voința de armonie și echilibru. Din punctul meu de vedere, un secret al longevității este activitatea zilnică, ordonată, ziditoare, tonică, producătoare de satisfacții. Altfel spus, să ne dorim să fim în armonie cu ceilalți, indiferent cum e natura noastră. Iar echilibru se poate câștiga prin muncă. Vă spun un secret, profesorul murise, iar la Convorbiri Literare, unde colaboram și eu, colaborez și acum, încă luni bune, textele i s-au publicat pentru că le trimitea în avans cu câteva numere, ceea ce este uimitor. Ce aș vrea să vă mai citesc? În cartea aceasta, mă gândeam chiar acum, în vreme ce ascultam colegii, care, și uitându-mă aici pe pereți, văzând o groază de fotografii foarte interesante, că ar trebui poate să o reeditez, există la sfârșit niște fotografii și niște scrisori. Mi-am zis să termin
discuția noastră, citind trei scrisori. Una nu scrisă de el, ci primită. Una este primită de la Constantin Noica, alta este primită de la Otilia Cazimir și cea din urmă de la Demostene Botez. Scrisorile firește le-am primit de la profesorul Ciopraga. Asta e foarte relevant, cel puțin în legătură cu ultima. Iată ce spune Constantin Noica. Unii știu cine e Constantin Noica, probabil că elevii nu știu. Constantin Noica, colegul Eliade cu Cioran în anii 30, în anii comunismului, n-a plecat din România, s-a retras la aproape un schit în munții, cum se numesc, de lângă Sibiu, la Păltiniș, și acolo făcea cultură înaltă. A spunea, cine nu știe germană, n-are ce să discute filozofie. Și mergeau acolo ca la un preot, ca la un mag, aproape figurile mari, Liceanu, Pleșu, etc. Iată ce spune Noica. Mult stimate domnule Ciopraga, am primit cu bucurie noul dumneavoastră volum, de la care nădăjduiesc mult pentru mine. Între atâtea lucrări apărute în ultimul timp despre Sadoveanu, lucrarea dumneavoastră, cu fascinația tiparelor, poate a arheilor mei, adică ceea ce Ciopraga numea tipar, noi ca spusese arheu, îmi făgăduiește cel mai mult. Cum mărturiseam și altor comentatori ai lui Sadoveanu, în viziunea mea despre românesc, n-am reușit niciodată să folosesc pe Sadoveanu și Creangă. Este o carență a mea, respectiv a perspectivei filozofice, este o așezare specială a lor, oricum, dumneavoastră păreți să-mi deschideți o poartă și de aceea vă sunt recunoscător, dincolo de bunăvoința de a-mi trimite lucrarea. De altfel, independent de judecata mea, știu de pe acum că v-ați înscris cu o contribuție hotărâtoare în exegeza lui Sadoveanu. Sar ultimul pasaj, cu cele mai alese gânduri și urări al dumneavoastră, Constantin Noic. Ce spune Otilia Cazimir? Otilia Cazimir, poetă din generația Sadoveanu, să spunem așa, venind a Topârceanu, firește, din grupul de la Viața Românească. Și spun asta ca să înțeleagă și elevii prin ce timpuri am trecut noi, români. Iată ce spune Otilia Cazimir. Dragii mei prieteni, era o scrisoare nu numai către profesorul Ciopraga, și către soție, către familie. Mă cam jenesc să vă scriu, așa cum scriu acum, după, între ghilimele, accidentul care era să mă dea gata. Am ajuns să fac greșeli nepermise oricând mă supraveghez. Nici măgduței nu îi le-aș permite și sunt sigur că ea nu le face. Cât despre grafia mea actuală, o vedeți. Sunt ceva mai bine, fără a fi însă așa cum aș putea să fiu dacă n-aș avea necazuri peste necazuri. Ultimul, trebuia să vină ieri cineva să-mi aducă o datorie de 1000 de lei. A venit să-mi spună că îmi va aduce o parte a patra și de Paște, ceea ce echivalează pentru mine cu Paștele Calului. De aceea vă scriu. Volumul s-ar putea să fi și apărut la București, la ea și încă n-a ajuns. Și deși am scris și tovarășului Șora, tovarășilor Șora, Iova, Bănuță, restul de onorar, cam 2600 de lei, nu mi-a sosit. Sunt în tratative cu editura pentru Luchi, Luchi un volum. Mi-l cere insistent editura Tineretului pentru a extrage din el o serie de schițe pentru copii, etc. Acum să revin la ale mele. N-ați putea, ca de atâta ori, să mă împrumutați cu 1000 de lei până vin banii de la editură? Ar putea veni și azi și peste 10 zile. Eu însă aștept ca pe mare lucru acel Bucarlas, medicamentul ideal împotriva diabetului, pe care mi l-a admis Consiliul General Farmaceutic și care poate sosi în orice moment. A renunțat la el după ce mă zbat de ani de zile să mi-l procur, pentru că n-am cele câteva sute de lei să mi-l achit, ar fi mare nenoroc. Nădejdea mea la dumneavoastră, vă asigur că nu întârzi ca altă dată, dar vă rog să mă credeți că n-aș vrea să apelez la alții. Vă sărut pe toți trei din toată inima, aproape că mă cutremur acum, puțin mi se face pielea de găină, și vă mulțumesc tot așa, Otilia Cazimir. În paranteză, la sfârșit, postscriptum, ce face doamna doctor Chrysler? Spuneți-i că sunt oricum mai bine și că o sărut, probabil o cunoștință comună, medic.
Mi-e dor de toți, dar nu vă chem la mine. E oribil și sunt oribilă și eu, cu dragoste și prietenie, Otilia Cazimir. E din 1964, nu știu când a murit Otilia Cazimir, ca să putem face niște asocieri. Și ultima scrisoare este de la Demostene Botez, poet toteșan, care a debutat sub semnul simbolismului, tot din perioada interbelică, care a trăit mult după aceea. E o scrisoare relevantă din alt punct de vedere. E relevantă pentru că aici apare ceva ce poate că nu i-ar face bine profesorului Ciopraga, totuși el mi-a dat textul ca să public. Ceea ce arată că, mă refer la o poezie a lui Nichita Stănescu, cubul, ca să fie interesant, trebuie să fie și ciobit puțin. Aici e ciobitura în cub, ca să zic așa. Iată. Iubite tovarășe Ciopraga, numai stima pentru dumneata mă face să-ți scriu cele ce urmează, fără a simți un greu sentiment de umilință. După cum știi, încă de la începuturile revistei Cronic am colaborat cu drag și cu regularitate. Mi-am propus să scriu o cronică de lector cu gândul de a informa cititorii asupra opiniilor și ideilor în legătură cu mișcarea literară. Am expus conținutul articolului respectiv, i-am semnalat relațiile cu viața noastră literară, am criticat sau aprobat și mi-am exprimat astfel poziția față de cele susținute. Am întrebat de câteva ori în oral și în scris dacă vă este utilă această colaborare și am primit un răspuns măgulitor pe care nu aș vrea să-l consider o formulă de politețe. Între timp am fost bolnav, am fost foarte bolnav. Nici acum nu mă pot mișca decât cu mari dureri și cu prețul depresiunii psihice legate de această stare. Și totuși am scris și v-am trimis colaborarea. Nici n-am ținut seama de ce se publică și de ce nu. Iată însă că acum, trimițând un articol, fără a primi niciun răspuns de viață, am scris o scrisoare foarte amicală, prin care ceream ca în cazul când articolul e indezirabil să mi-l restituie. Alături scrisoarea primită, scrisă la repezeală, cu o semnătură indecifrabilă și aceea încă tăiată. Nici o explicație, nimic. E posibil față de un vechi colaborator și oricum față de un scriitor cu experiență și vai, cu mulți ani în spate? Cel puțin dacă sunt acum dat afară dintre redactori, cel puțin așa fel ca să nu însemne o insultă. Eu vă trimit alăturat și articolul nenorocit pentru a vă da seama dacă față cu intenția mea inițială el este sau nu o informare asupra unor probleme interesante și asupra unei manifestări excepționale. Îmi pare rău că nu am amprenta talpei care m-a izgonit. Sunt îndrept, iubite Ciopraga, cel puțin pentru simpatiile noastre comune, să sper un răspuns de la dumneata. Sunt sigur că profesorul a răspuns. Profesorul nu făcea nici el ce voia la revistă, etc. Profesorul Ciopraga, un reper. Am avut privilegiul să-l cunosc. Vă mulțumesc foarte mult. Universitar dr. Mircea Diaconu pentru acest portret complex, iată, portret în efigie al lui Constantin Ciopraga, cel care rămâne fără îndoială o permanență în critica literară românească, în cultura românească. Dacă dintre dumneavoastră dorește cineva să ia cuvântul, dacă sunt întrebări din partea elevilor. Întrebările le vor pune dacă vor veni la noi la facultate. Dacă vin la noi la facultate. Ce vor pune la seminar. La seminar, sigur. Da. Doamna domnișoara profesor universitar, dr. Magda Ciopraga, vă rugăm. Este un regal să vă avem astăzi și să vă auzim. Vă rog. Ca totdeauna am să fiu foarte smerit, așa, pentru că e un subiect de care nu pot să mă detașez, așa cum nu pot să detașez niciodată din centrul teoremă, după cum se știe foarte bine, în, de exemplu, studiile de lingvistică, problema subiectivității, a ambreiilor sau și persoanelor, dacă nu știu de unde mă românești, adică egoic lung, promiri personale, adverbii care se referă la situații subiective. Toate studiile acestea au conchis, au concluzionat că nu există practic limbaj obiectiv.
Deci, repet, nici într-o explicare a unei teoreme de matematică, nici într-un discurs de tip scris la tablă, formulă, ceva, sau chimică, sau ceva. Cu atât mai mult eu pot să mă detașez de obiectul întâlnirii de astăzi. Trebuie să încep și voi și termina cu mulțumire adresate, ca de obicei, ca simplitură întregului colectiv care s-a cheltuit, s-a consumat mult, a consumat multe energie, iată și cu aceste noi formule de încadrare a fotografiilor, mai multe fotografii, ca de obicei, și bineînțeles, terminând cu doamna director, vă mulțumesc pentru continuitatea acestor manifestări. Bănuiesc că în afară de Sadoveanu și Constantin Ciopraga mai există și manifestări probabil la Protopop, iar pentru Visarion Puiu. Da. Bănuiesc, da. Suntem între data nașterii și data onomasticii. Nu fac nicio numerologie. Nu mă refer la faptul că ele sunt cifre inversate, 12-21. Dar atâta pot să amintesc că de părintele meu era extrem de mulțumit de luna mai și de faptul că a venit prin lume între așa un sezon frumos și de mai multe ori l-am auzit spunând chiar public, recitând câteva versuri din Goethe despre frumoasa lună mai. Acum, ca să fac legătura cu nu numai cu timpul, cu luna mai, ci și cu locul, pașcanii, cu fărticienii, pe care poate nu s-a accentuat destul astăzi, era extrem de atașat, după cum foarte, foarte atent ați observat, foarte atașat de rădăcinile lui, rădăcinile de formare, adică vatra pașcanilor, târgul propriu-zis, unde a făcut studii la școala primară, foarte, foarte mult de fărticeni și liceul Nicugani, care au constituit o evoluție extrem de importantă față de viața din Paștani, care nu era lipsită de mișcări culturale. De să știi, Paștani era un centru, cum s-ar spune astăzi, multicultural, cred. Adică încurajat fiind trecerea de la regimul rural la cel urban, motivat de crearea nodului, marelui nod de cale ferată, aici au venit importante populații din la inițiative guvernamentale, eu știu, eventual chiar regale, de polonezi, de germani, alături de care erau sigur nenumărați evrei. Tatălui meu îi plăcea grozav muzica poloneză și cea nemțească pe care o auzea la niște cluburi aici ale populațiilor acestora. Revenind, aș spune, asta este o trăsătură care probabil a marcat, probabil că vine din, nu știu, din genetică, din caracterul lui, atașamentul ăsta față de punctul de plecare, sigur că și o problemă de educație și de cultivare în tânărul care era și a lui, o autocultivare a acestei legături fundamentale. La fărticeni, sigur, am întâlnit profesori, am întâlnit personalități foarte importante, față de care era, sigur, un debutant, dar care au marcat o întreagă generație. El a fost coleg, era o diferență de un an cu Horia Lovinescu și era o oarecare rivalitate pentru premiile de la Academia Română, care erau pentru olimpiade la ora aceea, mult mai puțin numeroase ca astăzi. Știu istorie despre legăturile acestea ale lor. Aș spune că legat de pașcani, așa și de legătura cu pașcani, toată copilăria mea a fost marcată de, bine așa, eu știu, până de la adolescență, de povestirile tatii seara,
sigur cum erau toate seducțiile din ziua de astăzi, cu televiziune, cu tot felul de... Deci trebuie să vă imaginați că locurile cele mai strălucitoare pentru copilul care eram, era Teatrul Național, la care eram dusă regulat, și Biserica Gorea. Deci, biserica, parohie noastră era atunci. Deci, era o splendoare cu catapultea asta aurită, cu portretele vechi ale titlului, în fine. Deci, copilăria mea a fost marcată de o succesiune importantă și aproape nesfârșită de întâmplări, așa le spunea tata, pe care le povestea seara. Mă gândesc că era destul de riscant, pentru că erau toate hilare, amuzante. Din copilăria lui, tot felul de poznic, cu vecinii, cu el fiind un copil foarte cuminte, dar fiind atras, bineînțeles, de șorii celorlalți. Mai târziu, tot legat de istorie și de, să zic, vocația lui pentru trecut, pentru aprofundarea trecutului, acum vă spun un amănunt poate nesemnificativ. Eram foarte complexată, fiindcă știa cu rost, oricând, la orice ori, așa, tot felul de date ale domnitorilor, deci începutului, sfârșitului de domnie, dar nu așa, mulți. Arână mă întreb, eu făcând parte dintr-o generație care deja am fost victima orientării structuraliste și a opțiunii unor profesori de română, a limbă și literatură, în care biografia cu contextul nu contează. Deci ceea ce contează este opera cu toată savanta ei, organizare, cu tot meșteșugul, cu tot formalismul, bineînțeles, în cazul scriitorilor mari, desăvârșit. Ca să ajung la lucrurile mai serioase și să nu vă rețin prea mult, aș spune că, din câte înțeleg eu, chiar orientarea lui Constantin Ciobraga către istoria literară n-a fost numai o obligație de catedră. Sigur că a făcut și critică literară, sigur că istoria literară presupune și critica literară să întrepătrund. Dar aici e o chestiune cu opțiune personajului care citește și care să exprimă pe marginea unui text. Am spune că opțiunea lui pentru istoria literară, pasiunea, aș spune, care a frecventat bibliotecile și ani, toată viața a cărat cărți acasă, îi plăcea mai mult și tasca acasă, la bibliotecă. Sigur că vorbeați despre periodice. Da, periodice. Acelea nu puteau fi aduse acasă, da. Ei, toate astea sunt legate și de acest mare atașament pentru trecut care explică prezentul sau măcar parțial îl orientează spre viitor. Poate că și să zicem, nu izolarea, aș spune mai degrabă rezerva lui în raport cu viața agitată a publicisticii literare contemporane. Cred că vine tot de acolo, dintr-o trăsătură de caracter ceva mai retrasă, deci am un om care nu se implică, nu se bate și, la al doilea rând, din experiența lui de viață, de om tânăr, 6 ani în uniformă militară, din care 2 în război, prizonier la Codul Donului, 4 ani prizonierat. Ei, toate astea nu te pot lăsa indiferent, nu mai poți, după ce ai trecut prin ororile acelea despre care nu vorbea, deci vorbea foarte greu despre... Și nu vreau să era așa o chestie interioară și absolut tragică, dar a fost o experiență din care a învățat neînchipuit multe. Asta pe toți trebuie să ne facă să înțelegem
cât de importante și cât de formatoare sunt dramele, marile drame, colective sau individuale. Avem mari șanse să învățăm multe de la el. Știu cum e, l-am însoțit, sigur, îmi însoțeam foarte rar când mergeam la medic, pentru că a fost un om foarte sănătos. Mulțumesc Dumnezeu pentru asta. Am fost la medic și cred că doi sau trei mi-au spus, toată generația care a trecut prin război este mult mai stabilă, mai îndrucream mai sănătoasă, nu știu exact decât cei de după, care sunt mult mai fragili. În momentul în care ai trecut prin atâtea, cum e acum în Ucraina, să zice, prin bombe la stânga, la dreapta, un coleg cu care vorbești, moare lângă tine, în momentul acela, mai pui atâta preț pe polemica cu Tărescu sau pe o ceartă din catedră între doi tineri. Nu. În concluzie, aș spune că multe din realizările lui se explică prin această perspectivă mai detașată de ordin istoric. Inclusiv, eu știu, rezerva față de excesele avangardiste, nu de avangarde și nu de experiment și nu de inovație, dar de excesele avangardiste. În zona aceasta, sigur că era deschis și sigur că a citit foarte mult. Ca și de excesele în materie de lectură critică. Erau pe vremea studenției mele o nebunie plus cu semiotica, cu structuralism. Eu n-am citit literatura atunci și de aceea am insistat totdeauna când am făcut, la rândul meu am fost profesor, n-am insistat atâta să se citească interpretări sau cine știe ce teorii, decât să se citească texte literare. Am citit la refuz tot felul de teorii. Și n-aveam timp, bineînțeles, pentru texte literare propriu să se dea. Așa, aș încheia cu o surpriză plăcută cu care am avut-o consultând ieri site-ul Universității din Suceava, unde am văzut că există o sală care poartă numele Constantin Ciocraba. Sunt foarte recunoscătoare celor care au avut inițiativa asta, nu urmă sala, n-am fost acolo din copilărie, când l-am însoțit odată, s-a trecut două ori în deplasările lui profesorul Corduneanu, cred. Eram copil. N-am fost de la decernarea fiului de Orcoponoris, cauza la care a fost și Eugen Coșeriu odată. Da. Care Eugen Coșeriu, când l-a văzut, s-au îmbrățișat, Coșeriu era mai tânăr, vreo 4 ani, vreo 5 ani. Și a început să recite, pe de rost, începutul de la... Ion Barbu îl știa peste, integral, Coșeriu. Dar, să zicem, Barbu totuși e poet, eu știu, deși nu e foarte ușor de memorat. Dar era recitat integral, cred că o pagină întreagă, din văzându-l pe tata cu Sadoveanu, nu v-a zis. Ah, din Sadoveanu. Nu rețin exact. Din una din bucățile din Hanua Încuții. Din Hanua Încuții, da. Da. De atunci am fost acolo, aș vrea să merg să văd, nu știu ce fel de sală este. Ideea e foarte bună, foarte frumoasă și nu numai pentru tata. În general, ca să se dea numele foștii profesor. Am să-mi permit puțin să prelungesc ideea dumneavoastră de denumire, de a purta numele lui Constantin Ciopraga o sală. După Și cred că sunt în asentimentul domnișoarei Rima Dea Ciopraga, pentru că dumneavoastră știe că din 2016 noi am încercat, mă refer la noi, Casa de Cultură, să facem niște demersuri pentru ca numele
unui pășcăneam care, după cum ați văzut, este legat de viața culturală a Pașcanului, să fie purtat de o instituție sau o stradă. Până acum aceste demersuri n-au fost finalizate și profit că aici de față este o doamnă profesoară care este și consilier local și poate că nu va uita de această idee pe care am propus-o noi ca instituție și într-adevăr se va materializa ca numele lui Constantin Ciopraga să fie legat de o instituție publică sau de o stradă, o piațetă, deci de avut în vedere acest lucru. Este păcat, așa cum Mihail Sadoveanu are de numele lui se legă atâtea instituții, este nu numai Casa de Cultură, este și colegiul Mihail Sadoveanu, ar fi păcat ca și ca numele lui Constantin Ciopraga să... Păi noi mai venim și la anul sau peste 2 ani și suntem convinși că atunci va exista un punct de repere. Noi sperăm, v-am zis, din 2016 am pornit niște demersuri, am avut niște promisiuni, deocamdată până neaca, sunt 6 ani, nu s-au materializat, dar sperăm că se vor materializa. Cred că sunt în asentimentul dumneavoastră să mulțumim distinșilor noștri invitați pentru materiale reprezentate. Stăteam și mă gândeam acum. În această ediție a fost puțin atipică. De ce? Pentru că pentru prima dată am reușit să vorbim foarte mult despre omul Constantin Ciopraga. Da. Și mă bucur. Acest lucru mi-aș fi dorit de la bun început. Mă bucur măcar că pentru a 7-a ediție am reușit să vorbim despre omul Constantin Ciopraga, nu neapărat numai despre opera lui critică sau opera literară. Și mă bucur că pentru prima dată am observat că doamna profesor Magda Ciopraga a vorbit mai mult, mult mai mult despre... Nu prea mult. Mult mai mult. Dar nu suficient. Și m-aș bucura ca și la edițiile viitoare, intervențiile dumneavoastră să fie tot așa de bogate. Nu vreau să închei înainte de a spune câteva cuvinte despre expoziția pe care o vedeți panotată pe pereții sălii Arcadia. Lucru pe care mă bucur că l-ați observat. Am încercat în această expoziție să surprindem pe omul Constantin Ciopraga, dar și cariera profesională a academicianului Constantin Ciopraga. Câteva din imagini sunt însoțite de câteva explicații. Având în vedere că sunt foarte multe din arhiva personală a domnișoarei Magda Ciopraga, o să mai apelăm la bunăvoința dumneaei, mai ales pentru partea veche pe care recunoaștem că nu o stăpânim, ca să le putem pune explicațiile lămuritoare. Și aș dori, cu permisiunea dumneavoastră, pentru că toți suntem în luna florilor, să-mi permiteți să mânez câteva flori. Aici sunt niște fotografii pe care putem să le copiem pentru la universitate. Sunt niște fotografii veche, că nu aveam, nu se găsea. Asta arată foarte mult. Am pornit acest impresionare, am mers la să le copiem. I-a zis, luna mai este luna florilor pe care dată ce-o uitam. Să-mi permit să vă mânez un buchet. Nu le mai s-a întâmplat ceva cu ele. Pentru că v-am spus că am fost și memoriile dintre astăzi. Și memoriile dintre astăzi. Și memoriile dintre astăzi. Și bineînțeles, același lor din partea noastră, pentru că am și altul noastră, bineînțeles, pentru că sunt la seapăștelor și oamenilor. Și domnului profesor invitat. A, și mie, profesor. Mulțumesc. Sunt flori pe care le oferim cu drag
să vă aducă aminte de Pașca în dumneavoastră și să știți că vă așteptăm cu drag și la anul. Am reținut și sugestiile doamnei profesor Claudia Costin și bănuiesc că printr-o colaborare se poate face și acea carte, revistă legată de Constantin Ciopraga. Vă mulțumesc dumneavoastră, domnilor profesori, doamnelor profesori, domnilor profesori aici prezenți de față. Dragi elevi, la fel, mă bucur că ați avut răbdare să ascultați. Mă bucur că ați venit în primul rând la un simpozion dedicat unui critic literar. Și vă așteptăm cu drag și la alte activități pe care instituția noastră vi le propune. O zi plăcută în continuare! Mulțumim și noi!